Cu puțin noroc, temperaturile prietenoase din ultimele două zile au mai topit din plapuma albă. Chiar și așa, unele străzi și trotuare din municipiu au zăpadă bătătorită doar de șoferi și pietoni, nici urmă de utilaje de dezăpezire. În acest moment acționăm cu sprijinul deținuților de la penitenciarul Botoșani, prin care transportăm zăpada din parcările centrale. Urban Servo acționează în continuare pentru eliberarea zăpezii de pe trama stradală, dar o decizie în ceea ce privește transportarea zăpezii de pe toată raza municipiului Botoșani nu s-a luat încă. Munții de zăpadă ar putea rămâne vreme bună pe spațiile verzi și pe trotuare, pentru că transportul omătului necesită costuri destul de mari. Cât despre zăpada din cartiere, primăria are așteptări de la asociațiile de proprietari. Iar dacă discutăm despre parcări concesionate, aici obligația este foarte clară a proprietarilor, a concesionarilor acestor locuri de parcare, care au obligația de a dezăpezi iarna aceste parcări. Părerile botoșănenilor în ceea ce privește dezăpezirea sunt împărțite. Unii mai îngăduitori, alții mai tăioși. Pe la mine, prin față, sunt mulțumit. Dar în rest, pentru ați mai circulat pe jos? Nu. Nu, spune lui domnul primar să se scoată elevii, cum facem în București, elevii la liceile mari, se scoată la dezăpezire, scoate și-o făcut. O pus așa la șostrânță în stație, acolo nu poți să cobori de mașină și bip trotuar. Se circulă greu, nu? E foarte greu. Sunt dezăpezite, adică se poate intra în condiții de iarnă, dar e bine deocamdată. Autoritățile locale fac un apel la botoșăneni. Șoferii care își dezăpezesc autoturismele sunt sfătuiți să dea zăpada pe spațiile verzi și nu pe partea carosabilă, iar instructorii auto să evite în orele de vârf orele de șofat.